Încă n-am luat nicio decizie pentru că am sosit acasă de la București ziu în noapte, dar mâine vom avea deja o primă discuție privind ce avem de făcut în continuare. Ieri am stat de vorbă cu domnul prim-ministru Dacian Cioloș, care m-a sunat să mă felicite și evident că am discutat cu această ocazie și despre contribuția pe care guvernul trebuie să-și o aducă la sprijinirea pregătirii noastre pentru anul 2021. Noi ne-am angajat cu toate resursele locale pe care le putem mobiliza, pentru că suntem conștienți că ne-am asumat o foarte mare răspundere. Vrem ca România să fie reprezentată la superlativ în acest exercițiu în 2021 și pentru asta e nevoie să avem alături de noi și Guvernul României. În ceea ce ne privește, evident, reiau ideea, vom pune tot ce putem, dar asta nu e suficient. Domnul prim-ministru a fost foarte deschis și vom avea în continuare discuții concrete și vom stabili în ce se va implica guvernul. Evident că eu am reiterat ideea centurii. Nu are legătură cu cultura, cel puțin la o primă privire așa, dar centura autoocolitoare este obiectivul de maximă necesitate pentru Timișoara actuală și pentru ca în 2021 să fie funcțională, este nevoie să se demareze imediat lucrările. Sigur, mai întâi trebuie să se aloce fonduri pentru exproprieri și să se organizeze licitația în vederea execuției. Iar în 2017 trebuie să înceapă execuția efectivă. De ce pun eu așa de mare accent pe asta și acum, sigur, îl amplific după ce am câștigat statutul de capitală europeană a culturii? Pentru că în lipsa acestei centuri, oricâte măsuri vom continua noi să luăm în oraș pentru îmbunătățirea infrastructurii intraurbane, Timișoara va rămâne un oraș sufocat de traficul greu și de mii de mașini care n-ar avea treabă prin Timișoara dacă ar avea o rută alternativă. Și care venind pe aici, evident că aglomerează orașul. Ori eu cred că atunci când vom exercita acest titlu de capitală europeană a culturii, trebuie să venim cu o altă ofertă la nivelul infrastructurii urbane, încât cei ce vor veni în Timișoara pentru a participa la evenimentele noastre culturale, pentru a se înfrupta din oferta noastră globală, cu componenta turistică, turistică de agrement, de turist cultural și așa mai departe, nu mai dezvolt acum. N-o să vină să-și piardă o parte importantă din vreme pentru a se mișca dintr-un loc în altul. Sper că toată argumentația pe care eu o prezint încă din prima parte a primului meu mandat de primar va fi în sfârșit înțeleasă și ascultată de actualul guvern și că se va trece la fapte. Noi cu vorbele nu ne mai putem mulțumi, noi timișorenii, și pot să-mi permit să spun că vorbesc în numele timișorenilor cu adevărat, pentru că recent mi-a fost reînnoit mandatul cu o diferență de scor uriașă față de ceilalți contracandidați și în plus pe Facebook am peste 60.000 de cetățeni care s-au anunțat dornici să participe chiar la un meeting pentru centură, meeting care nu-și propune să critique pe nimeni, nici pe primul ministru, nici guvernul, ci care își propune să arate cât de stringentă este această necesitate a centurii Timișoare. Rămâne în picioare, sunt peste 60.000 de oameni, repet, care s-au anunțat în mod clar, de acord să recurgem și la acest argument și și-au arătat implicit disponibilitatea de a participa. Nu o să participe atâția, evident, dar semnalul pe care l-au dat cred că este unul ce nu poate fi ignorat și sunt convins că domnul prim-ministru Dacian Cioloș, pe care eu îl apreciez, pe care îl stimez și care consider că a avut o prestație foarte bună ca prim-ministru până acum, o să aibă în vedere. Eu sunt convins
convins că, eu sunt convins că nu în urma presiunii, noi prin ieșirea în stradă vrem doar să dăm un semnal și să îndemnăm la mai multă aplecare asupra argumentației logice. Pentru că logica lucrurilor conduce la ideea că centura Timișoara este o prioritate. Clădirile din Piața Victoriei vor intra urgent și ar fi intrat oricum în programul de reabilitare permis de noua legislație, program prin care 50% din costuri vor fi suportate de municipalitate și 50% de proprietarii privați. Mai există un număr de clădiri publice, clădiri istorice publice în oraș, care evident că sunt în sarcina noastră și pentru a căror reabilitare sperăm să primim bani și de la guvern pentru a putea să cuprindem mai multe într-o perioadă scurtă de timp. Altminte, numai cu resursele proprii ne-ar fi necesar foarte mulți ani ca să le putem pune la punct. Și evident că acele clădiri private la care noi nu putem intra în parteneriat și acestea vor fi majoritare de fapt, vor trebui reabilitate de către proprietarii lor. Noi vom aplica noile prevederi din codul fiscal și de la 1 ianuarie vom majora ca măsură punitivă. Sau putem să o interpretăm și altfel. De responsabilizare suplimentară, de mobilizare suplimentară a proprietarilor, vom implementa acel impozit, vom pune în aplicare acel impozit mărit, acea supraimpozitare, de 6 ori vor plăti mai mult taxele și impozitele locale proprietarii de clădiri care nu și le vor întreține corespunzător. Da, aceasta este taxa de paragină, am numit-o eu, în codul fiscal se regăsește sub forma de supraimpozitare. Este unul dintre momentele cele mai importante din viața și din transformarea acestui oraș, ca atare titlul de capitală culturală europeană, așa cum l-am denumit acolo în prezentare, este cel mai important proiect al Timișoarei de după 1989. Transformările vor fi cu siguranță majore. Noi avem în programul pe care l-am depus o serie de schimbări în infrastructura culturală, în primul rând de mare amploare. Vorbim de construcția unui centru de artă, experiment și tehnologie, vorbim de construcția unui centru de industrii creative, de asemenea de reabilitarea unor spații culturale, Palatul Culturii, Muzeul Banatului, Sinagoga din cetate, cinematografele din oraș și așa mai departe, ceea ce va crește din punct de vedere al capacității posibilitatea Timișoarei de a organiza evenimente culturale, dar vorbim și de multe investiții în accesibilitate pe care ni le-am propus și pe care trebuie să le rezolvăm împreună cu Guvernul României și cu fondurile europene. Vorbim aici de lucrări de fluidizare a traficului, de lucrări de piste de biciclete și așa mai departe. Începem luni, pentru că în mod sigur 5 ani par a fi o perioadă îndelungată. Nu sunt, pentru că toate investițiile pe care le avem de făcut sunt de amploare. De asemenea, lucrul la programul cultural trebuie să înceapă de acum. Consolidarea tuturor parteneriatelor artistice cu toți cei din întreaga Europa și din lume. Sunt peste 300 de parteneri care au participat la acest proiect. Urmează să fie aprofundate din punctul ăsta de vedere. Însă partea de investiții nu așteaptă deloc și luni va trebui să ne apucăm de lucru. Momentan vorbim de sume concrete din partea Consiliului Local și a Consiliului Județean. Guvernul, din păcate, până în momentul de față nu și-a stabilit suma pe care o va aloca programului cultural și e o premieră, din păcate, negativă în acest sens în toate capitalele culturale europene. Din ceea ce am înțeles de la Ministerul Culturii, de-a lungul acestei competiții, contribuția lor va fi în jur de 12 milioane de euro pentru programul cultural, însă contribuția și mai mare a Guvernului trebuie să fie în felul în care arată acest oraș în 2021 și acolo vorbim de investiții serioase în infrastructură, în patrimoniu istoric și așa mai departe.
noi avem propuse proiecte de infrastructură culturală în valoare de 57 de milioane de euro, dar și proiecte de accesibilitate de peste 200 de milioane de euro, vorbind de aeroport și așa mai departe, de autostradă către Belgrad și alte elemente extrem de importante pentru noi. Înțeleg că domnul prim-ministru și-a arătat toată deschiderea în ultima perioadă după obținerea titlului pentru crearea de infrastructură. Este totuși, ne aflăm într-un paradox. Centura Timișoara este prevăzută a se realiza în anul 2022. Nu cred că ne va mai ajuta foarte mult pentru titlul de capitală culturală din 2021. Sunt convins însă că toate aceste lucruri de acum se vor schimba, pentru că nu e vorba doar de imaginea Timișoarei în lume, e vorba de imaginea României în lume și asta trebuie să atragă atenția celor din Guvernul României. Consiliul Local a aprobat 20 de milioane de euro pentru programul cultural al anului 2021, dar și pregătirea lui anterioară și anul 2022 și de asemenea o sumă cuprinsă între 40 și 50 de milioane de euro pentru proiectele de accesibilitate și de infrastructură culturală. Consiliul Județean la rândul lui a votat 5 milioane de euro pentru programul cultural și vor contribui pe partea lor de infrastructură culturală, Muzeul Banatului, de exemplu. Uniunea Europeană oficial pentru titlul de capitală culturală europeană alocă un premiu care este în valoare de 1,5 milioane de euro, însă banii europeni vom continua să atragem prin ceea ce ni se permite pe program transfrontaliere cu Serbia și cu Ungaria, dar de asemenea pe program operațional regional, unde avem câteva axe ce țin de infrastructura culturală. Bună seara, dragi timișoreni, sunt mai emoționată azi să fiu aici cu voi decât am fost în sala de susținere a candidaturii cu juriul. E un moment foarte emoționant să fim în Piața Victoriei, să sărbătorim o victoria noastră. Vreau să vă spun că noi, cei de aici, am crezut întotdeauna în șansele Timișoarei, chiar și atunci când mi s-a spus că alte orașe au aturi mai importante. Noi știam forța Timișoarei, știam că are niște valori europene pe care merită să le arătăm lumii. Domnilor și domnilor, primarul Timișoarei Nicolae Rodu. Domn primar! Okay, face oficiile. Am văzut acolo reacția de bucurie. De după momentul anunțării, Timișoara Capitală Culturală 2021 a fost una de nedescris. Iar ceea ce auziți acum e un cânte care vine din celălalt moment în care a definit sau a redefinit Timișoara. 1989. E muzica lui Ilie. E Timișoara. Domnule primar, vă rog. Bună seara, stimați cetățeni ai Capitalei Europene a Culturii 2021. Suntem cu toții extrem de fericiți că iată am ajuns în această ipostază. Vă mulțumesc și contez pe dumneavoastră! Încă o dată!